Joaca de șoarecele și pisica dintre cele două palate din capitală a dus la amânarea votării în Parlament a bugetului pe anul acesta. Bugetul a fost votat abia pe 7 februarie, iar conducerea județului se grăbește să aprobe cât mai repede bugetul Oltului, astfel încât primăriile să poată să facă același lucru. După promulgare am avut un termen de 5 zile în care am trebuit să primim de la primari adrese prin care să ne solicite și să ne expună exact de ce sume au nevoie, urmând ca 15 zile să stea în transparență și imediat vom veni cu el pe ordinea de zi. Primarii fac presiuni ca acest buget să fie adoptat cât mai curând. Mulți edili au proiecte care trebuie să fie demarate, doar că lipsește finanțarea. Cei mai mulți își fac deja calcule în ideea că vor primi bani pentru a demara toate proiectele. Probabil într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean să nu mai întârziem și noi, pentru că oricum cred că s-a întârziat destul și iată, o să ajungem la finalul lunii februarie și întreaga Românie nu are buget, pentru că după noi trebuie să și le aprobe și primăriile. Anul acesta și la nivelul județului, Consiliul Județean are în plan demararea unor proiecte ce vizează infrastructura, dar și implementarea standardelor de calitate la nivelul instituției. Vor intra în lucru câteva drumuri județene, iar clădirile instituțiilor județene vor fi izolate termic, dar și modernizate.